Moș Nicolae să ajungă la toți copiii lumii și să le umple ghetuțele cu daruri, bucurii și voie bună. Cu prilejul acestei frumoase sărbători, la Palatul Republicii a fost organizat un eveniment festiv pentru circa 400 de copii din familii social vulnerabile din toate localitățile țării, organizat de Fundația de Binefacere din Suflet. Sărbătoarea începe! Pentru voi, copilași! Așa, măscăricii sunt veseli și eroi din povești! Acest trenuț rapid ne duce cu gândul la sărbătorile ce urmează, sărbătorile de anul nou, de Crăciun. Voi sunteți gata de sărbători? Cine o să vină chiar în minutele următoare, dragi copii? Vreți să aflați? Cei care au organizat acest eveniment, cei care sunt pentru noi oaspeții de onoare. E vorba despre președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, și prima doamnă Republicii Moldova, Galina Dodon. Eu am să rog foarte mult ca voi să aplaudați tare, 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 tare. Dar n-am auzit dacă sunteți gata să-i întâmpinăm, copii! Aplauze, aplauze! Felicitări cu aceste superbe zile ale sărbătorilor de iarnă. Bună ziua și bine ați venit! Stimați părinți, dragi copilași, noi suntem bucuroși să salutăm acest eveniment important. Cunoașteți că astăzi este Sfântul Nicolae. La noi, datorie de Sfântul Nicolae, se sărbătorește o sărbătoare frumoasă de iarnă, când copilașii așteaptă cadouri. Nu știu cu voi, dar noi dimineața cu soția la cei trei băieței ne-am pus în școală. Porții ne-au pus cadouri.
Moș Nicolae, da. Moș Nicolae a pus cadouri să produs, dar noi am făcut foarte mult ca astăzi Sfântul Nicolae, în premieră Republica Moldova, președintele Republicii Moldova să lanseze pomul de Crăciun. Eu sper foarte mult că această tradiție va fi continuată și în anii următori. Noi vrem ca copiii noștri să aibă parte de o copilărie frumoasă, să aibă parte de suportul din partea statului, să aibă parte de mai multă bucurie. De aceea, astăzi, în această sală, Palatul Republicii, cea mai importantă clădire din Republica Moldova, am invitat copiii din mai multe regioane, 400 de copilași din zona centrală, din regioane din centrul Republicii Moldova, pentru ca împreună să lansăm pomul de Crăciun de Sfântul Nicolae. Eu vreau să vă felicit cu începutul sărbătorilor de iarnă, să vă urez sănătate tuturor copilașilor, copilărie frumoasă, părinților optimism. O să reușim toate. Несмотря ни на что, все у нас получится. Но сорбатори шли два моцента туро. Ты куда-то пенечит, ты шли два моцента. Dragi copii, stimați părinți, cu emoții mari, vreau să vă salut din suflet la această sărbătoare frumoasă. Astăzi o să inaugurăm bradul de Crăciun a președintelui și vreau să vă îndemn să fiți activi, să dansați, să cântați și să ne veselim împreună. Să înceapă sărbătoarea! Să înceapă sărbătoarea! Убил. У него вот тут классная такая шуба. И черные сапоги, мама говорила. Я уже знаю песню. И я. По Деду Морозу. Я знаю новую песню. Плакает бабуся, пропали гуси. Один серый, другой белый, жив.